Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, este ora 19 și așa cum v-ați obișnuit începe Talk B1. Vă anunț că a fost declarată stare de urgență în New York din cauza epidemiei de coronavirus. Vorbim despre o decizie care vine după ce în metropola americană au fost confirmate peste 70 de cazuri. Urmărim materialul și ne întoarcem aici în studio pentru discuții. Tot atunci vă prezint și invitații serii. Anunțul oficial a fost făcut de guvernatorul Andrew Cuomo, care a declarat că starea de urgență este cea mai bună soluție pentru a avea un protocol de achiziții și testare mai rapid. I have officially declared, done a declaration of emergency, which gives us certain powers. We're going to be doing purchasing and hiring more staff, especially to help local housing authorities, that local health departments that are very stressed. Guvernatorul a mai anunțat că în prezent se fac teste pentru coronavirus 24 de ore pe zi, prin aceasta urmărindu-se identificarea și izolarea infectaților pentru a încetini răspândirea virusului. Majoritatea persoanelor infectate sunt legate de o comunitate evreiască ortodoxă din New Rochelle, focar de infecție în comitatul Westchester. Westchester is an obvious problem for us. They talk about the contagion in clusters and then the clusters tend to infect more and more people. Astfel, în fața propagării virusului, vizitatorii nu mai au voie să intre în centrele pentru bătrâni din New Rochelle. Oficialii i-au avertizat pe oameni și împotriva tentativei comercianților de a umfla prețurile la anumite produse, indicând că cei care fac acest lucru riscă urmărirea penală și ridicarea licențelor. Statele Unite au înregistrat peste 200 de cazuri confirmate de coronavirus, dintre care cel puțin 19 fatale. Și dați-mi voie să vă prezint și invitații din această seară, domnul Marius Bostan, inițiator Repatriot. Bună seara și bine ați revenit. Bună și seara. Domnul Bobi Păunescu, regizor și președinte Armis. Bună seara, bună bine seara. Ați venit. Bună, domnilor, vă propun să profităm de faptul că alături de noi prin Skype este și domnul Mihai Neta. Domnul Mihai Neta, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vi-l prezint. Este cercetător la Universitatea Radboud din Nijmegen, profesor de biologie experimentală. Este unul dintre cei mai importanți cercetători din lume pe probleme de imunologie, iar ideile și cercetările domniei sale au deschis noi orizonturi. Foarte important să știți, a primit cel mai important premiu de știință din Olanda, este vorba despre premiul Spinoza, pentru cercetările domniei sale privind modul în care sistemul imunitar recunoaște microorganismele. Și totodată trebuie să precizăm și faptul că domnul Neta este membru al Academiei Regale Olandeze pentru Științe și Arte. Vă spun bună seara, domnule Neta, și vă mulțumim tare mult pentru intervenție. Bună seara! Bună seara și vă mulțumim mult că ați, Bobi Păunescu sunt. Aș dori o secundă doar, tot am vorbit de, am făcut introducerea cu introducerea stării de urgență în statul New York. Deci situația este foarte gravă. La noi s-a instaurat starea de 8 martie, se pupă lumea, se întâlnesc, sunt petreceri peste tot, toată lumea. În Ungaria, unde nu sunt cazuri, au instaurat și acolo stare de urgență și așa mai departe. Bulgaria și toate țările. Deci situația este foarte gravă. La noi nu prea, în sensul în care dacă este adevărat ce spun tot felul de medici, cercetători din lume, în Statele Unite, în China și așa mai departe, totuși, noi suferim puternic de lipsă de informare a publicului. Poate ne ajutați puțin să ne explicați cu boala asta ce se întâmplă efectiv, în sensul în care pentru cei neinițiați sau, să spunem așa, cei care merg după ureche, așa, ca lăutarii, ce se întâmplă, ce e boala asta, ce aduce diferit, de ce e frica asta, de ce e panica asta să ajungi la stare de urgență în statul New York? Bună ziua! Această infecție cu coronavirusul 2019 sau COVID-2019 este o infecție virală gravă. Este o infecție virală gravă, la fel ca și influența sezonieră, ca și virusul gripei sezonier, care poate duce la infecții grave, mai ales la oamenii care au anumite fragilități, precum vârsta înaintată, precum anumite comorbidități, deci boli pe care le au, boli de inimă, boli de plămâni și așa mai departe. Ce este deosebit, în schimb,
pentru această infecție față de virusul gripei obișnuite este faptul că oamenii nu au intrat în contact cu acest virus până acum, populația nu a avut niciodată această infecție, deci nu există nicio memorie imună. Ce vreau să spun prin asta este faptul că noi, în momentul în care intrăm în contact cu o boală, dezvoltăm o anumită memoria bolii respective, sunt anumite celule în corpul nostru, celule, globule albe în sânge, care, să zicem așa, își aduc aminte de boala pe care am avut-o înainte și a doua oară când ne întâlnim cu ea, nu o mai facem deloc sau o facem o boală foarte ușoară. Să zicem, de exemplu, că varicela sau pojarul le facem o dată în viață. Acest lucru îl folosim de asemenea și pentru a face vaccinuri. În momentul când ai un vaccin, îl dai ca să dai o boală mai ușoară, să zic, sau să imiți boala mai mult sau mai puțin, în așa fel încât sistemul imun, sistemul de apărare al organismului, să își poată aduce aminte și în momentul când intervine infecția adevărată, să poată răspunde mult mai bine. Ei bine, pentru această infecție, noi nu avem încă nicio memorie imună a bolii respective, nu am mai făcut-o niciodată anul trecut sau acum 2 ani sau acum 3 ani sau așa mai departe și nici nu avem un vaccin pe care l-am făcut pentru această boală. Din acest motiv, marea majoritate a oamenilor, dacă nu chiar toți, sunt practic susceptibili să facă boala. Asta nu înseamnă că o fac mai grav decât o gripă obișnuită, este cam la fel de gravă, dar totuși situația deosebită este că mult mai mulți oameni pot să facă această boală. Dacă să zicem o gripă obișnuită poate să cuprindă într-un sezon foarte rău, să zicem 5-10% din populație, în cazul acestei noi infecții, procentajul poate fi mult mai mare. Fiind procentajul mai mare, nu înseamnă că oamenii respectivi sunt mai bolnavi, dar făcând mult mai mulți oameni boala respectivă și numărul absolut, deci procentajul e același de oameni care fac boala grav, dar numărul absolut este mai mare și în momentul acela înseamnă totuși o presiune mult mai mare și asupra spitalelor, asupra întregului sistem medical, de asemenea inclusiv asupra economiei. Dacă, de exemplu, și oamenii nu neapărat trebuie să fie internați în spital, dar să zicem că într-o companie mai mică din 10 oameni, 3 sunt bolnavi, pur și simplu au o gripă și stau acasă. E bine, compania respectivă nu mai poate să funcționeze cum trebuie. Deci de acolo vin aceste probleme, din acest motiv sunt oamenii mai, să zic, îngrijorați față de gripa obișnuită, fiindcă un număr mai mare de oameni se poate îmbolnăvi. Domnule Neta, din punctul dumneavoastră de vedere, cum va evolua epidemia de coronavirus? Ce scenarii, la ce scenarii să ne gândim? Ce scenarii sunt posibile? Asta este, bineînțeles, greu de spus în câteva scenarii. Posibil, cel mai bun scenariu posibil ar fi să putem, ca să izolăm infecția, să nu se răspândească totuși în toată populația. Am spune că este destul de greu lucrul ăsta din cauza răspândirii ei în atât de multe țări în momentul acesta, deci asta este, să zic, partea cea mai grea. Să nu uităm însă că, de exemplu, China a reușit să scadă foarte mult numărul de infecții, este mult mai mic în momentul acesta decât era la început, prin niște măsuri de carantină care au fost luate și au fost implementate de către guvernul Chinei. Același lucru încearcă să-l facă și sperăm să reușească și guvernul italian, care a impus niște măsuri de carantină importante în ultimele zile, mai ales în ultima zi, a decis ca Lombardia să fie în situație de carantină, în așa fel încât să reușească să împiedice răspândirea virusului în cât mai multe alte regiuni ale Italiei și ale Europei. Noi, în momentul acesta, în diferite țări, încercăm să facem același lucru. În Europa, în România, în Olanda, în alte țări, se încearcă izolarea bolnavilor și carantinarea celor care sunt infectați sau celor care au contact cu bolnavii și încercăm. Deci acesta este un prim scenariu în care să reușim să ținem sub control, să zicem, epidemia. Asta va dura câteva săptămâni până să vedem dacă se reușește sau nu. Al doilea scenariu este că nu reușim și atunci sunt din două posibilități din nou, depinde cât de repede se răspândește, ori se răspândește, dar este un virus sezonier, acest lucru nu îl știm însă încă
Și în momentul când vine, să zicem, primăvara cu temperaturi mai calde, numărul va scădea din nou. Deci acesta este un alt scenariu posibil, iar al treilea scenariu este în care virusul se răspândește, nu este un virus sezonier și atunci se va răspândi în populație și un procentaj destul de mare din populație va face infecția. În momentul acela, infecția va trece la un moment dat și vor scădea numărul automat, fiindcă oamenii vor dezvolta acel răspuns imun, vor dezvolta acea memorie imună și oamenii vor trece. Deci un număr de oameni vor fi bolnavi, din păcate un număr mai mic vor fi sever bolnavi, în sensul că trebuie internați în spital, și un număr și mai mic va avea probleme și mai mari, mai ales cei cu vârstă foarte înaintată, cum ziceam mai înainte, sau cu anumite alte boli care le au, deci comorbidități. Deci cam acestea ar fi cele trei scenarii. Domnul profesor, o întrebare. Dacă ați avea decizia în România astăzi totală și ar trebui să impuneți o chestiune, sunteți pe un scenariu drastic sau pe o chestiune mai laxă, să spunem așa, în sensul în care așa cum e acum, adică se pot întâlni până la 1000 de oameni, pot să se închidă anumite lucruri, nu se închid altele, sau ar merge pe o situație mai agresivă? Deci eu nu sunt, deci specialitatea mea nu este de sănătate publică, ca să fim foarte clar. Deci eu sunt clinician și sunt infecționist și specialist de boli infecțioase, dar specialitatea mea nu este sănătate publică, ca să îmi pot da foarte bine seama. În schimb, singurul lucru care pot să-l spun e că, comparând un pic cam ce s-a făcut în România și ce acțiuni s-au luat referitor la alte țări unde s-au luat de asemenea măsuri contra virusului, mie mi se pare că în momentul acesta în România sunt luate niște măsuri destul de echilibrate, s-au luat totuși niște măsuri destul de importante, inclusiv cu restricționarea întâlnirilor cu număr mare de oameni, de asemenea anumite sfaturi privind, să zic, călătoriile în regiunile care sunt afectate puternic, mai ales nordul Italiei. Numărul de infecții în România, trebuie să spunem la fel de adevărat, este încă destul de mic. Deci sunt, dacă nu mă înșel, din câte am urmărit eu, 15 bolnavi în România, unii sunt spre vindecare. De asemenea, să nu uităm, o țară un pic mai mică, deci 17 milioane ca Olanda, are în momentul acesta 265 de cazuri și încă aceste măsuri care s-au luat în România nu s-au luat încă. Nu înseamnă că nu sunt bune măsurile din România. Eu cred, vă spun sincer, că este bine în momentul acesta că s-au luat aceste măsuri. Nu văd chiar în acest moment să se ia măsuri mult mai drastice. Nu văd rostul, fiindcă bolnavii din România în momentul acesta sunt totuși identificați. Lumea știe de unde vin, de unde au luat-o. Asta este un lucru foarte important. Una este să știi, să ai cazuri, dar să știi exact de unde vin ele, fiindcă au venit în contact cu anumiți oameni, au avut o anumită călătorie într-o regiune cu risc ridicat. Deci în momentul în care știi de unde sunt bolnavii, știi cam și ce trebuie să faci. Dacă la un moment dat, în schimb, să zicem, vor fi bolnavi care apar în regiuni sau care nu au fost afectate sau care nu au fost în niciun fel de contact cu bolnavii de până acum sau nu au făcut o călătorie în Italia sau nu au avut rude care i-au vizitat din Italia. Deci nu știi pur și simplu deloc de unde vine virusul. În acel moment îți poți spune problema că este o transmisie activă în comunitate și atunci trebuie să te gândești dacă trebuie să iei măsuri mai drastice. În momentul acesta tind să cred că impresia mea este că măsurile care s-au luat sunt echilibrate și bune. O întrebare scurtă. Există vreo mutație a virusului față de cel din China cu cel din Europa sau există vreo diferență în chestiunea asta sau sunt vorbind același lucru? În acest moment nu sunt indicații că ar fi mutații în virus. Toate virusurile care s-au secvenționat până acum, de fapt, colegii chinezi, deci cercetătorii chinezi, au secvenționat, ei au cele mai multe virusuri și ei au secvenționat mai multe și au văzut că sunt două tulpini foarte asemănătoare de virus. Nu se poate spune că una se trage din alta sau invers. În momentul acesta nu este nicio indicație că una ar fi mai periculoasă
față decât alta sau că ar fi cât de cât diferită. Poate că este numai o întâmplare, că sunt doar așa două puțin diferite, dar nu există nicio indicație că virusul ar fi avut o mutație și că ar fi mai periculos sau mai puțin periculos în momentul ăsta. Vă mulțumim mult pentru timp și o mare că v-ați făcut timp pentru noi în seara asta. Vă mulțumim mult de tot din nou. Cu plăcere, cu plăcere. Da, aș vrea să vorbim, domnilor, în continuare și despre situația din nordul Italiei, care se află, domnilor și domnilor, în carantină. Aproximativ 16 milioane de oameni au intrat în carantină obligatorie din cauza coronavirusului. Școlile rămân închise în toată țara până în luna aprilie. De asemenea, sălile de sport, piscinele, muzeele, centrele culturale și stațiunile deschise sunt vizate de această măsură. Toate evenimentele din locurile publice vor fi suspendate, iar situația pare să scape de sub control în regiunile italiene grav afectate de noul coronavirus. La Milano, de exemplu, sute de persoane au luat cu asalt gările pentru a încerca să plece cât mai repede din orașul blocat de autorități. Zborurile au fost anulate, astfel că oamenilor le-a mai rămas o singură opțiune, trenul. Ramona Voiculescu, o jurnalistă româncă stabilită în Italia, trebuie să vă spun că Ramona Voiculescu locuiește într-o stațiune balneară undeva între Udine și Veneția, la granița cu regiunea Veneto, o regiune foarte, foarte afectată. Bună seara și vă mulțumesc foarte mult! Bună seara, bine v-am găsit! Înțeleg că aveți, doamna Voiculescu, noi date de la conferința de presă de la Protecția Civilă de acolo din Italia, care în acest moment este în plină desfășurare. Despre ce este vorba? Plină. De la un moment la altul urmează să înceapă conferința de presă ținută de Protecția Civilă de aici. În fiecare zi, la ora 16 aproximativ, se furnizează cele mai recente date cu privire la situația coronavirus din Italia. Încă nu a început conferința de presă, dar din ceea ce am văzut în mediul online, cei care urmăreau transmisia în direct, cifrele sunt tot mai mari, iar lumea este speriată. Cam și... cât așa, în general? Despre ce vorbim? Da, ieri puteam să vorbim, de exemplu, cifrele de ieri erau destul de mari și aș vrea doar să spun 5.883. În spațiul media apar cifrele mai mici pentru că datele furnizate nu fac referire la numărul persoanelor decedate, cum nu fac referire nici la persoanele care sunt deja vindecate. Deci dacă se adună toate cifrele, se ajunge la acest număr care este mai mare și poate crea o panică mai mare. Lucrurile trebuie luate în calcul din mai multe puncte de vedere, pentru că inclusiv cei care au decedat și aveau coronavirus fac parte din aceeași categorie, la fel și persoanele care au fost pozitive și ulterior s-au vindecat. Am înțeles. Și deci vorbeați 5.000 în total, decesele la cât sunt estimate? Cele de ieri sunt 5.883, până în momentul de față nu au fost publicate încă ultimele. Cazuri. Este în plină, nu a început conferința de presă, asta mă referam, este în plină desfășurare, se așteaptă începerea conferinței de presă. Deci astea sunt cazuri și decese? Decesele de ieri, dacă așteptăm puțin, o să ne fie furnizate până și atunci. Datele care dăm seama de diferență. La astăzi, la ora 5. Nu, dar e importantă diferența, să vedem de la o zi la alta ce se poate întâmpla. Cifrele de ieri erau 589 persoane vindecate și în total 233 persoane decedate. Iar adunate persoanele pozitive, care includeau atât persoanele decedate cât și persoanele vindecate, se ridica la 5883. Marea majoritate în zona de nord, Lombardia, da? Deci, da, marea majoritate Lombardia, în zona de nord. Pentru telespectatori, face parte din Piemonte, să spunem, partea de nord a Italiei, deci toată căciula aia, să spunem așa, mai puțin Lombardia, să spunem, nu e tot Piemonte, Piemonte fiind, dar este, să spunem, Padania e toată zona de acolo. Da? Deci Lombardia ține Torino, Milano și merge în Veneto și în partea respectivă, corect? Dacă nu greșesc. Da. Ieri puteam să observăm o diferență de 1247 de persoane în plus pozitive de pe o zi pe alta, deci în ultimele 24 de ore. Știți cumva câți români sunt afectați? Câți români care locuiesc în Italia? Era luat în discuție despre 4 români. Nu știu dacă cifrele au fost modificate. Deci 4 între români timp, care poate au fost să... testați pozitiv. Da, s-a pierdut conexiunea.
Da, am pierdut, din păcate, conexiunea. Colegii mei se ocupă, domnilor, chiar în aceste momente și vom reveni la Ramona Voiculescu. Poate până atunci începe și conferința de presă și că avem afla... români de, în străinătate, ați văzut, o jurnalistă și un cercetător. Deci avem români de mare valoare aflați în străinătate și care ne pot pune la curent. Cercetătorul, afla... s-a spus, cercetătorul nu că e de mare valoare, e de valoare mondială. Mondială și care ne pot pune la curent cu situația existentă în alte țări. Mă mir că nu e în Academia, în membru al Academiei Române, dar mă rog. Un lucru de remarcat important din cele spuse până acum, că e extrem de important să știm de unde vin filiera. Și observăm că filiera italiană la noi, deci cumva toate cazurile provin cumva din aceeași zonă. Asta ușurează un pic munca de previziune și de organizare a celor care se ocupă cu protecția, cu partea de sănătate publică, adică politica de sănătate publică. Este un avantaj, este și un dezavantaj că avem mulți români în Italia și ei pot. Mi se pare ciudat că procentul e atât de mic ca la cutremure, de exemplu, când au avut loc cutremurile din Italia, din centrul Italiei, lângă Roma sau așa, procentul românilor era undeva pe la 20%. Să vă spun de ce. Odată, de ce Italia e cea mai afectată țară? Nu, eu vă spuneam de procent. De ce români sunt afectați mai puțin? Eu am un răspuns, încerc un răspuns la asta. Odată Italia este afectată pentru că Italia are o legătură foarte strânsă cu China, foarte multe afaceri și mărfuri tranzitează prin porturile Italiei și intră în Europa prin Italia. La fel sunt și multe rețele de muncitori chinezi în Italia. Mulți dintre ei sunt la negru, nu au asigurări sociale, nu sunt cuprinși în sistemul de sănătate publică. Și asta a făcut ca Italia să fie prima lovită. Acest lucru a fost sesizat de analiști care în luna ianuarie, există un articol din luna ianuarie scris, în care se prevestea că dacă ar fi să intre în Europa virusul, Italia e poarta cea mai importantă. De ce românii sunt mai puțin afectați? Pentru că românii au o instrucție, totuși, după părerea mea, de protecție. Adică oamenii se spală pe mâini, nu scuipă pe stradă. După părerea mea, românii, să știți că spre deosebire de multe alte putem spune că italienii sunt mai puțin civilizați decât de românii. Asta vorbim, da, de ceilalți care stau în Italia. Și eu cred că asta protejează. Asta, da, protejează și impactul... Mai au problema, dacă îmi permiteți. Cam fugim, eu cred că românii sunt civilizați. Fugim de testare. Și... stați puțin, fugim de testare. Deci asta e o mare problemă. În general, în România, când spune, du-te și fă-ți analizele, a, nu mă duc, îmi ia sânge, îmi facem drege. În România există și cultura a fugit de testare. Deci, și în Italia n-ați văzut cum se repezeau la tren să scape de carantină? Păi tocmai, deci italienii suntem rude, stați puțin, suntem rude la urma urmei. Da? Și atunci problema este că pleacă cu tren. Unde pleacă? În Elveția nu-i mai lasă să intre. Spre Roma, spre sud. Spre sud, știți? Adică gluma cea mai faimoasă gluma faimoasă între Milano și Roma era că ce poți face la Milano? Cel mai bun lucru pe care poți să-l faci la Milano este să iei trenul spre Roma. Și asta a devenit o chestiune tragică, pentru că duc virusul în sud. Da. Și aveam niște mesaje pe mediul online în care spuneau, domnule, nu numai în nord, acum au început să vină și în sud, și sunt și la Bari, sunt și la Salerno. Deci situația... Ce-ar fi important iar de știut? Că virusul nu se transmite totuși prin aer. Ceea ce se pare. Că, deci până acum nu sunt cazuri și nu s-a demonstrat că se transmite prin aer. Dar totuși, din cauza salivei, el poate supraviețui pe suprafețe. Adică poate supraviețui chiar câteva zile pe suprafețe. Adică dacă am atins o suprafață pe care un bolnav, să spun... Există șansă mare să... Cine a fost aici înainte? Există o șansă mare. Dar totuși, dacă comparăm cu alte virusuri gripale, acest virus, caracteristica lui este că este necunoscut, așa cum a spus și domnul profesor cercetător înainte. Au fost virusuri și gripe foarte puternice de-a lungul istoriei, extrem de dure. Deci nu poate fi spus că această gripă este mai puternică decât alte gripe. Deci avem de-a face cu o gripă care este foarte contagioasă și, la fel ca și la alte gripe care au fost în istorie până acum, va avea un efect și va avea și un gripe, final. Gripele sunt în fiecare an. Nu este vreo boală acum suntem spectaculoasă. Acum suntem așa, noastră vreți să nu panicați. Este un pic și... Vreți să nu panicați și... Este un pic de panică exagerată. Eu consider că este în momentul în care statul New York,
care este probabil, din punct de vedere civilizație, la nivel, declară stare de urgență. A declarat stare de urgență. Stare de urgență, da. Și l-ați văzut pe, dacă mai arătăm o dată imaginile cu guvernatorul statului New York, cu domnul Cuomo, ce față avea când prezenta avea 289 asta. 289 de cazuri. 289. E o diferență fantastică. Stați puțin, dar dacă voi... Pe o suprafață foarte mică. Sunt 20 de milioane. Sunt 20 de milioane. Pe o suprafață extrem de mică. Deci statul New York... Nu, New York e mai mare. Are și Long Island. Are... Deci dacă vorbim de oraș imagine... de New York, este totuși... populația, densitatea e sigur, foarte sigur, mare. Sigur, sigur. Dar ideea este... Sigur. Ideea este că, fiind și... acolo există o comunitate imensă de chinezi. Bineînțeles. În zona Flushing, în zona Flushing și toată partea asta sunt foarte mulți chinezi. Eu cred că nu putem compara New York cu România. Nu, dar eu vreau să spun că panica asta, n-am mai văzut-o la alte tipuri de influență, de virus. Americanii nu sunt foarte panicoși, ei au și uragane, ei au niște proceduri. Dacă ați fi văzut până la capăt știrea, spunea din ce cauza a instaurat starea de urgență. Pentru ca să poată să facă achiziții, să poată să mărească numărul de oameni. Și nu putea să o facă fără? Nu putea să o facă fără. Pentru că sunt niște legi. Tu nu poți mări numărul de angajați la primărie așa că te-ai trezit tu dimineața și mâine mai angajezi 100 de oameni la primăria New York. Nu se poate asta. A și explicat primarul, când a intervenit, a spus, am instaurat stare de urgență. Mie îmi plac lucrurile clare. Trebuie să angajezi oameni și să faci achiziții. După părerea mea, starea e gravă, foarte gravă. E gravă și, după părerea mea, cei care conduc țara trebuie să stea la birou astăzi, mâine, în weekend. Eu cred că stau. O fi 8 martie. Eu cred că stau. Și eu sper. E 8 martie, se dă telefon, toată lumea înțelege. Trebuie urmări ce se întâmplă în lume. Lucrurile astea s-au întâmplat, chestia la New York s-a întâmplat acum, de dimineață, de când s-au trezit. Fața guvernatorului Cuomo, care este băiatul fostului guvernator Cuomo, că vă uitați, când arată, cum să spun eu, tot ce spuneți dumneavoastră aveți dreptate pentru anumite proceduri, dar eu cred că el a făcut treaba asta. Uitați-vă la fața lui, da, când prezintă chestiunea asta. Da. Așa nu e el, e un tip... Eu îl știu, mă rog, am avut șansa să-l cunosc, așa se spune, dar nu e așa. Deci, dacă nu este starea lui naturală. Din ce cauza a instaurat starea? Da, el spune asta pentru a anula panica, deci, pentru a încerca să diminueze panica. În ultimii 10 ani de câte ori s-a instaurat starea de urgență la New York și o să găsiți 10 de cazuri. Stați puțin, că acolo a fost... Păi da, vă spun eu, 9-11, unde au murit 4.000 de persoane. Nu numai 9-11, și după 9-11. La orice uragan, la orice uragan natural. Uragan, a spus bine. Uragan. La americani lucrurile astea sunt foarte bine stabilite și ai niște proceduri foarte clare. Și în momentul în care tu ai nevoie de un răspuns la o situație, să instaurează, adică nu să instaurează starea asta de urgență, care îți permite să faci achiziții, îți permite să faci totul foarte rapid, să iei decizii pe care în stare de normalitate nu ai dreptul să le iei ca primar. Și atunci ai o putere mai mare. Nu-i primar. El este guvernator. Guvernator. Deci urmează să discutăm și după publicitate. Și nu uitați că de la urmează să arătăm un filmuleț cu o declarație foarte importantă și incredibil de incredibilă a președintelui Trump. Da, suntem din nou în direct, doamnelor și domnilor. Am revenit și vorbim în continuare despre problemele care sunt în întreaga lume din cauza coronavirusului. Mergem în Italia. Suntem din nou în legătură cu Ramona Voiculescu, jurnalistă româncă stabilită acolo. Ramona, bună seara din nou! Bună seara, bine v-am regăsit! Așadar, înțeleg că a început conferința de presă de la Protecția Civilă și ne poți da ultimele informații. Te rog! Pot să vă spun că în momentul de față numărul persoanelor care sunt pozitive la coronavirus, incluzând atât persoanele decedate cât și persoanele vindecate, se ridică la 6.387 de cazuri. Sunt cu 1.326 mai mult față de datele oferite ieri. Deci 6.387 pozitiv coronavirus în momentul de față. Au apărut astfel 504 cazuri noi. Putem vorbi de un total de decese, de persoane care sunt pozitive cu coronavirus, de 366 în total, 133 doar în ultimele 24 de ore. De asemenea, aș vrea să subliniez faptul că a crescut numărul persoanelor care se află în terapie intensivă. În momentul de față, în terapie intensivă se află 650 de persoane,
291 în plus față de ieri. Crește numărul persoanelor care sunt internate pe terapie intensivă și acesta este punctul pe care, punctul de alarmă, semnalul de alarmă pe care îl trag autoritățile. Cazurile care se află în terapie intensivă, cât și faptul că a scăzut vârsta persoanelor care, care sunt decedate, încep de la 60 de ani. Da, este... Deci, decedații sunt doar peste 60 de ani. Da. Dar eu a scăzut vârsta în sensul că înainte erau peste 70-80 de ani? Da, și... da, înainte erau doar persoane care erau peste 80 de ani. Acum sunt persoane între 60 și 69 de ani într-un procent de 16%. Ok. Da, deci nu e ok. Adică ok, am înțeles sensul, dar ideea este... Dar au spus ceva până acum de... vreo schimbare, vreo mutație suferită de virus sau ceva, s-a întâmplat ceva în mod spectaculos, ceva care să ne sperie? Președintele Institutului Superior de Sănătate de la Roma a spus că nu se poate vorbi cu exactitate, de exemplu, dacă virusul este mai sensibil sau nu, odată cu creșterea temperaturilor. A spus, este un virus nou, nu știm nimic exact despre acesta, este doar o bănuială, faptul că la temperaturi ridicate devine mai puțin agresiv. Nu pot spune cu certitudine acest lucru și au tras de asemenea, au subliniat faptul că este mult mai agresiv față de ceea ce au întâlnit recent. Iar numărul total de teste efectuate pentru a se vedea pozitivitatea în cazul de coronavirus a depășit 40.000 la nivel național. Tocmai de acesta probabil și numărul foarte mare de cazuri confirmate de autorități, pentru că se efectuează foarte multe teste de coronavirus. Și aceste teste durează cam între 4, 6, 8 ore, poate să dureze. De la 2 ore, da, de la 2 ore în sus, cel puțin 2 ore. Cel puțin 2 ore. Deci timpul alocat, e nevoie de foarte multă aparatură pentru teste și nevoie de foarte multe teste ca să poți să faci o testare. Teste și rapide, nu se poate face oriunde acest test. Eficacitatea deocamdată. Și mai o chestiune, protecția datelor impune să știm mai puțin cetățenia sau etnia persoanelor care sunt testate. Dacă nu vor, nu spun. Da. Deci ideea este că probabil că și acolo. Dar ideea, acum sigur, problema este foarte mare din punctul ăsta de vedere. O să vă rugăm dacă mai apar noutăți pe parcurs, cât e misiunea, poate mai intrăm în legătură. Cu mare plăcere. Încerc să fiu la curent cu tot ce se întâmplă, pentru că este pentru siguranța tuturor și informația este primul pas spre a ști cum să ne protejăm și a-i proteja inclusiv pe cei dragi nouă. Ramona Voiculescu, jurnalistă româncă, dar noastră stabilit acolo în Italia. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Da, situația este cruntă. Deci este crescătoare în Italia, deci numărul e clar, la o zi la alta e o creștere fantastică. Și e și o veste bună, în China au reușit să cât de cât să meargă pe curba. Stai să vedem să fie consolidată scăderea. Acum să nu fie, pentru că totuși pe noi ne-a luat prin surprindere, pe noi europeni. Ca de obicei, ne-a luat prin surprindere pe noi europeni și pe italieni în special, pentru că la ei a fost prima lovitură. Și pentru faptul că datele au fost ținute secrete în China. Dacă vă mai amintiți, în luna decembrie chiar unul din cercetătorii din Wuhan, care a dezvăluit existența acestor cazuri, a fost arestat, pur și simplu. Pentru că induce panica. S-a spus atunci că induce panica. Deci cumva guvernul chinez a încercat să pună Batista deci, pe țamal, să țină secret. Nu este guvernul chinez, este guvernul american, da. Practic. Deci, asta încerca să pune Batista pe țamal. Nu-i de râs, dar nu trebuie să... datele și n-au conștientizăm date suficiente. Eu am impresia că nu e ok să fie toate localurile de noapte. Acum nu vreau, n-am nimic cu patronilor. Pline ieri. În situația în care a doua zi, sau mă rog, o zi înainte au murit nu știu câți, acolo există pericolul ăsta. Știți ce vă propun? În București. Ca să putem face o comparație. Avem ce se întâmplă în Italia, ce se întâmplă în România, să vedem...
doamnelor și domnilor, ce măsuri s-au luat și în România anticoronavirus, în condițiile în care, da, vedem că numărul cazurilor crește de la oră la alta. Ei bine, evenimentele cu peste 1000 de persoane vor fi interzise. Un lucru anunțat chiar de șeful DSU la sediul Ministerului de Interne, și ne referim aici la meciuri, la concerte, la orice evenimente politice. Și de asemenea am mai adăugat Raed Arafat școlile în care vor fi semnalate cazuri de coronavirus, dacă va fi cazul, vor fi și acestea închise. Urmărim materialul și revenim la discuții. Se aprobă luarea măsurii de interzicere a oricăror activități care presupun participarea unui număr mai mare de 1000 de persoane. Iar pentru activitățile cu un număr mai mic de 1000 de persoane, măsura va fi adoptată la nivel local pentru fiecare eveniment în parte, pe baza unei analize a riscurilor și a tipului de activitate, cu avizul prealabil a Direcției de Sănătate Publice. Măsura vizează atât activitățile publice, cât și cele private desfășurate în interiorul unor incinte sau în aer liber. De ce luăm această măsură? Este o măsură preventivă la acest moment, dar este necesară. Secretarul de stat Raed Arafat a precizat că au fost stabilite și criteriile pe baza cărora poate fi decisă suspendarea cursurilor ca urmare a cazurilor de coronavirus. De asemenea, stagiile practice în spitale pentru studenții la medicină au fost sistate până la 31 martie. S-a aprobat procedura și criteriile de suspendare a cursurilor școlare în unitățile de învățământ în contextul confirmării unui caz sau mai multor cazuri de infecție cu coronavirus. Mai este încă o măsură care a fost aprobată, și anume sistarea până la data tot de 31 martie a stagiilor practice în spitale pentru studenții universităților de medicină și farmacie, precum și vizitele aparținătorilor persoanelor internate. Se exceptiază la această măsură studenții care participă în calitate de voluntar în unitățile sanitare respective. Da, și imediat după acest anunț, doamnelor și domnilor, și compania aeriană Wizz Air a anunțat că suspendă toate zborurile din România către nordul Italiei, și asta până pe 3 aprilie. Totul, bineînțeles, în încercarea de a limita epidemia de coronavirus. Bergamo și Treviso sunt suspendate până în data de 3 aprilie. Au rămas pe Cluj zborurile Wizz Air către Roma, Bari, Bologna, câte un zbor pe săptămână. Sunt afectate foarte multe zboruri de Italia. În ultima perioadă aveam un zbor săptămânal, dar pe toate zborurile de Italia, Wizz Air-ul a redus cu 60%. Taxele de aeroport le vor fi returnate? Vor recupera 100%. Compania aeriană Wizz Air, deja am menționat că sunt anumite variante flexibile și nu, va avea grijă ca fiecare pasager să aibă posibilitatea cea mai potrivită. În cazul aeroportului internațional Cluj am luat măsuri suplimentare de igienizare în interiorul terminalelor, autobuze, și de asemenea am luat măsuri de informare suplimentare a tuturor pasagerilor. Da, măsuri fără precedent anticoronavirus, doamnelor și domnilor. Cred că va fi o întreagă discuție, domnilor, o întreagă dezbatere pe această măsură care vizează evenimentele cu peste 1000 de persoane care vor fi interzise, pentru că deja se pune problema, ok? Și dacă sunt evenimente de 950 de persoane... Cine e număr? Da, sau dacă într-un spațiu... Nu e vorba de număr, e vorba că pericolul e... La mall, avem mai multe săli. De mâine mai avem filme la mall sau nu? Trebuie comunicat foarte clar. Într-o sală la mall nu sunt 1000 de locuri. Da, poate, în mall sunt. Deci dacă le punem pe toate la un loc, sunt. Deci cumva este un prim pas, trebuie clarificată comunicarea foarte exact. E un fel de nimic. Adică în sensul, în ce nu vreau să minimalizez, adică sunt eforturile, așa cum spunea domnul profesor academician, sunt niște pași buni. Dar el spunea că sunt mai stricți totuși decât în Olanda. Da. Adică sunt luate niște măsuri mai drastice. Olanda, totuși, Olanda, e cunoscut faptul că olandezii sunt cei mai liberali, în sensul liberal al cuvântului, în sensul american al cuvântului, din Europa, în sensul că acolo se consumă, mă rog, să nu intru în detalii, că legând de alt subiect.
Dar totuși, Olanda este, are cel mai mare port din Europa. Dacă îmi spuneți că acolo nu vin mărfuri din China... Ba da, păi, deci, vă dați seama. Deci, toată povestea asta, acum... Mărfurile nu sunt așa o mare problemă. Ei sunt marinarii. Sunt cei bolnavi, adică și... Pentru că virusul nu trăiește mai mult de 4-5 zile, chiar dacă este pe o suprafață. Deci nu are cum, nu s-a dovedit că ar trăi mai mult. Dar nici, deci nava nu poate sta în port mai mult de 4-5 zile, că plătește mult. Da. Deci și pleacă. Nu, deci ideea este că... Problema e, sunt oamenii, sunt transmițătorii. Sigur. Adică din zona asta. Da. Dar ce-ar fi important să vedem și impactul economic, pentru că pe întregi provincii din China s-au oprit fabricile, pentru că muncitorii au fost carantinați și atunci ei nu au mers la lucru, deci fabricile au fost oprite, a întârziat fluxul de mărfuri din China spre Europa și spre Statele Unite. Deci mărfurile de acolo nu au o problemă, nu te poți infecta cu o marfă, pentru că durează prea mult timp, pe vapor fac atâtea zile să ajungă în România, deci virusul chiar dacă ar fi, dispare. Deci doar oamenii, prin oameni se transmite. Din ceea ce știm până acum. Pe o perioadă mai lungă, iar impactul economic este major asupra Europei și Statelor Unite și altor țări. S-a văzut asta și în fluctuațiile bursei americane, care a fost afectată serios. Deci cumva căderea principalilor indicatori americani, indici americani de bursieri, au fost de câteva procente în fiecare zi. Au fost fluctuații majore, o volatilitate foarte, foarte crescută pe bursa americană. Asta arată o oarecare panică și sunt comentarii în sensul că panica câteodată este mult mai distructivă decât realitatea. Deci la un moment dat aceste lovituri economice pot crea la rândul lor efecte în lanț. Și asta e foarte important. De asta e bună previziunea. Deci previziunea și prevederea. Noi am fost cumva lipsiți un pic de previziune, pentru că lucrurile au evoluat foarte rapid. Informațiile din China nu au fost de la început date publicității, ca să știm la ce ne putem aștepta. Și mai trebuie luat în calcul, eu cred că ar trebui și o investigație internațională, pentru că bănuiala că acest virus este un virus de laborator, în Wuhan este un laborator important de cercetare bacteriologică, și această bănuială nu a fost infirmată. În mod normal, China ar trebui să pună la dispoziție și să dea accesul tuturor unei echipe de cercetători internaționale să totuși să lămurim acest lucru, dacă a fost un virus scăpat din laborator sau nu. Dacă China încă are arme bacteriologice, dacă lucrează și are un program bacteriologic. Eu cred că asta e o întrebare foarte serioasă pentru viitor și pentru următorii ani. Acesta este un eveniment cu o gripă care vine. Să sperăm că o să treacă foarte repede și fără daune foarte mari. Dar haideți să vedem. Deci, nu se poate întâmpla iar, poate scăpăm de primul virus și poate dăm de al doilea. Deci asta e o întrebare care pe mine, pe termen lung, îmi dă o oarecare neliniște, deci un regim... Nici despre acesta nu putem spune că e primul. Nu putem spune că e primul, dar și este un virus totuși apărut exact în zona unde exista un laborator important. Acel laborator a fost înființat chiar după discursul unui lider important al Partidului Comunist Chinez, care spunea că China, acum 20 de ani, trebuie să ia supremația în lume și armele și înarmarea bacteriologică este o cale ca China să stăpânească lumea. Bine, e doar o coincidență că acel discurs a fost urmat de înființarea laboratorului la Wuhan. Dar sunt facts, deci sunt lucruri, deci nu sunt conspirații, sunt lucruri precise. Dar haideți să nu ne aruncăm o direcție sau alta. Eu aș vrea să vă... Totuși... Deci transparența în acest... Deci țara cea mai lovită din lume, după China, este Republica Sud-Coreeană, unde sunt la ora asta 7.134 de cazuri, 367 de cazuri noi de la o zi la alta. Adică deci creșterea e mai mică decât în Italia, totuși. Deci curba e descendentă și acolo. Da. Deci în Italia diferența a fost mai mare, matematic. Păi vă spun acum, în Italia sunt 5.900, așa, 1.247 de cazuri noi. Da. Deci cumva curba 224... e deja descendentă în Corea. 224 de morți față de 50 în Corea. Dar ca să luăm pe rând așa, deci vorbim de 8 martie de astăzi, informațiile sunt de astăzi, Republica, vorbind de Asia,
Republica Sud-Coreană 7134 de cazuri, Japonia 455, Singapore 138, Malezia 93, Australia 74, Vietnam 21, Filipine 6, Noua Zeelandă 5, Cambodgia 2. Europa, Italia 5883, Germania 795, Franța 706, Spania 430, Elveția 264, Anglia 210, Olanda 188, Belgia 169. Dacă e să vorbim și de deci vorbesc de cazuri acum. Suedia 161, Norvegia 147 și tot așa coborâm. România se află la 13. Da, deci cumva e statistica e veche, că deja nu e de astăzi, dar e de dimineață. Sau sunt scoși și vindecați, poate. Nu, 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 este de astăzi, dar este dimineață, de dimineață. Așa, la cei de ce dați, avem, în Germania nu avem niciun decedat, în Italia sunt 234, cum spuneam, în Franța sunt 10. Da, domnilor, vă întrerup pentru că, din păcate, acum nu mai avem timp, revenim însă pentru cea de-a doua oră a ediției, când vom vorbi, doamnelor și domnilor, despre faptul că România a câștigat unul dintre procesele pe care le are cu frații Micul. Alături de noi va fi și profesor universitar Ștefan Daconu, președinte al Curții de Arbitraj Comercial. Revenim după o scurtă pauză de publicitate. Mm-hmm.